Da, probabil că, sigur, meciul politic care ar trebui să închidă în septembrie și în noiembrie o să continue și în Parlament. Acum, fiecare o să-și dovedească capabilitatea cum știe să comunice mai bine. Domnul Orban probabil că o să răspundă, eu zic corect, la întrebările cât din alocații o să fie plătite în august sau în septembrie, cât din pensii o să fie plătite în septembrie. Opoziția nu o să fie de acord. Mai departe, fiecare își va concentra atenția asupra electoratului ca să-l convingă că unii au greșit și ceilalți au făcut bine sau invers. Domnul Harnage, dar nu este totuși o lege? Nu este o lege votată cu alocațiile și cu Este pensiile? și o lege, Și dar atunci de ce practic nu nu o să respectăm țină cont legea? de ea, fiindcă, așa cum am ascultat explicațiile până acum, nu se pot da pensiile la valoarea din lege și la fel și alocațiile. Se pot, Dar domnul ceva se Harnage. va da. Se pot, da. Se pot și legea se respectă, nu? Cum zice Da, polițistul care merge că nu ai ar mască trebui să și spune, domnule, respecte. respectă legea, așa trebuie să respecte și guvernul legea, este simplu. Ci guvernul respectă legea? Guvernul nu respectă Da, legea, dar exact asta dumneavoastră nu mă face. mir că luați de la gura copilului și a Exact pensionarului, că asta vă stă în face. sânge treaba. Da.